Salutare, prieteni, și bine v-am găsit din nou. E weekend, așa că facem un clip nou, după cum v-am obișnuit pe canal. Azi mergem la cetatea Piatra Șoimului, în satul Peștiș, undeva la 5 km de Aleș. Cetatea își trage numele de la stânca înaltă de 500 de metri pe care este construită și care se credea că este accesibilă doar șoimilor. Cetatea este la stadiu de ruină și este situată în mijlocul pădurii, acoperită mare parte de vegetație și fiind un loc foarte puțin cunoscut și nu prea popular, o să fie o destinație super, așa că vă invit să rămâneți cu mine până la final. Totodată, dacă vă plac videourile pe care le postez pe canal, abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru că mă ajută enorm și dați like videourilor care vă plac, astfel ca YouTube să-mi recomande videoclipurile și altor persoane noi de pe YouTube. Urmăriți-mă pe Facebook și pe Instagram, link-urile în descrierea videoclipului ca întotdeauna și cum vorba multă e sărăcia omului, hai să dăm drumul la aventură! La capătul drumului, la canton, am parcat mașina. Sunt niște stânci foarte frumoase. Aici este bariera cantonului. Nu se poate merge mai departe cu mașina. Acolo sus, nu știu dacă se vede, se vede o fărâmă din cetate. Un zid al cetății. Și o luăm la pas. Sper să nu ne întâlnim cu lupul sau cu ursul, că nu mi-am luat pantalonii de alergat. Momentan ținem drumul și se vede cetatea aici chiar la capăt. Foarte frumos. Vremea e foarte bună, dacă nu ploua ieri era și mai sus. Dacă nu era noroi, e puțin noroi pe drum.
e destul de înalt, sunt niște stânci foarte mari. Trebuie să avem grijă. Priveliștea e absolut super. E foarte frumos. E puțin de urcat, nu e exagerat, dar e panta destul de mare, deci obosești puțin. Dar priveliștea merită 100%. Am ajuns și la cascada Dupina, lângă pădurea neagră. De astăzi, super traseu, superbă cetatea, foarte frumoasă vreme, păcat că a plouat ieri și a fost puțin noroi. Până săptămâna viitoare, vă las și numai bine, dați un like, dați un share, dați un subscribe și să ne auzim cu bine!